Cetățenii care nu pot dovedi că locuiesc la adresa din buletin ar putea rămâne fără actul de identitate, prevede un proiect de act normativ pus în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne. Același proiect interzice și înscrierea la aceeași adresă a mai mult de 10 persoane, dacă între acestea nu există legături de rudenie. Noile norme prevăd ca din declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu trebuie să reiasă consimțământul acestuia, numărul de persoane care locuiesc la adresă, precum și faptul că solicitantul locuiește la adresa declarată. N-are cum. N-are cum să rămână fără actul de identitate, chiar dacă nu locuiește. E posibil să-l sancționeze contravenționat, dar n-are cum să-i oprească actul de identitate. Ceva nepotrivit, cred eu, nu știu. Adică deja se forțează ceva pe undeva. Nu sunt pregătit să gândesc cam ce, dar mă gândesc că e ceva destul de rău. Proiectul propus de MAI urmărește reglementarea unor norme ce vizează acuratețea datelor din Registrul Național de Evidență a persoanelor prin asocierea mențiunii încetată valabilitate domiciliu. Persoanelor care nu îndeplinesc condițiile stabilite de codul civil cu privire la realitatea aspectelor declarate privind domiciliul. E mai bine. Pentru că se poate să dea și eronări și să locuiască la o adresă și buletinul să fie pe altă adresă. De asemenea, scopul actului normativ este de a elimina situațiile în care un număr mare de persoane își stabilesc în mod fictiv domiciliul la o anumită adresă. Astfel, potrivit proiectului, nu se vor mai putea înregistra mai mult de 10 persoane.